Salut! Bună, Teo! Bună, Andreiana! Bună, Maria! Bună, Ivana! Câți ani ai? 19. O fată așa frumoasă nu are. Să faci un vlog cu turul camerei tale? Da, o să fac. Când ceva, o să cânt mâine. Merhaba, Irina. Merhaba, Maria. Deci a ieșit, pentru că m-a sunat mama. Ce faci după ce termin live-ul? Dacă se răcorește afară, o să mă să alerg. Dacă nu, o să fac diferite chestii din programul meu. Ce faci după ce te live? V-am răspuns. Bună, Teo, top 10 parfumuri. Am făcut un vlog de genul când, acum vreo 2 ani, cred că. Și nu mai vreau să mai fac. Animale, da, doi câini. Precum? Păi, de exemplu, vocalize pentru încălzirea vocii, să cânt la pian. Nu știu unde mi-e lista, e în pat. Să filmez conținut pentru TikTok. Pentru YouTube, m-am îndrăgostit de videourile tale din prima dată când le-am văzut. Mulțumesc! Mă bucur mult că îți plac. Vrei să fii prietena mea totdeauna? Da. Mie nu-mi răspunzi, poți să te sun după ce termin live-ul? Nu, pot să mă sun pentru că am treabă. Materia ta preferată? Îmi place mult engleza. Am un câine Bixie. Drăguț! Dacă mai aveți idei de vloguri, le aștept în comentarii. Am notat până acum 3 post-it-uri și mai am jumătate de post-it în care pot să mai notez ideile voastre. Că după nu mai am post-it-uri, am rămas fără. Îți place fizica? Nu fac fizică și nici nu-mi place. Nu, Alex. Bună! Să cânt. Nu cânt acum pentru că sunt obosită. Vă cânt mâine. Top 10 abonați. Nu, pentru că sunteți foarte mulți, nu pot să aleg doar 10. Animalul tău preferat? Cred că câinele, Holstein. Păi nu mai mi-am dat vreo comandă de pe Shein. Vreți să vă fac Holstein cu ce mi-am luat deja prima dată? Ce? Nu, ce mi-am luat prima dată, doamne. Ce mi-am luat deja de pe Shein să vă arăt. Vreți așa? Că nu mai mi-am dat nicio comandă recent. Nu recent. Acum am să vină, nu mi-am dat nicio comandă. Da. Ok, vă arăt ce mi-am luat eu. Din totdeauna sau anul ăsta? Ce mi-am luat de pe Shein? Ce mi-am luat de pe Shein? Gen, de când a început anul, nu? Mi s-a dus și vocea. Din totdeauna? Ok, atunci o să vă arăt și niște huse. M-am drăgostit de videourile tale. Nu abonații tăi. Dar care abonați? Bună, Constantin. Ok, deci pun aici Holshane cu ce mi-am luat eu. Toate chestiile. Nu sunt chiar atât de multe pe cât v-ați aștepta, dar sunt câteva. La cine te-ai abonat? A, gen... persoana la care sunt eu abonată. La cine m-am abonat? Sunt abonată la Mimi pentru că e preferata mea și în rest cred că și la Andreea Bostanica. Nu știu, mă abonez la mulți așa doar ca să-i ajut să crească, gen la aia care au mulți abonați, i-a ajut să crească, nu știu. M-am abonat și din alte țări, de exemplu, am un lapsus. SUA, Statele Unite ale Americii. La ei mă abonez cel mai des pentru că au conținut foarte mișto. Și îmi place să-i susțin. De exemplu, cei care au 1 milion, vreau să-i ajut să ajungă la 10. Sau dacă au 8 milioane, să ajungă la 10. Alina Eremia, clar! Nu, Roberta, nu poți să cămarele. Mă cheamă Irina. Recomand produsele, da, le recomand, pentru că mi-am comandat și da.
Abia aștept să-mi fac haul-ul cu ce mi-am luat eu de pe Shein. Iar nu-mi răspunzi, poți asculta o muzică? Irina e cea mai bună, mulțumesc. După grupul de pe Snap. Îmi place să vorbesc cu voi, să văd Snap-urile. E fain, rău de tot, îmi place mult. Ok, Roberto. Alina Eremia sau Irina Rimes? Alina Eremia. Pe oricine a spune lângă Alina Eremia, doar pe Alina o aleg. Ies că a venit mama, papa Alina. Îmi plac ochii tăi, mulțumesc, Andriana. Hello. Bună, Luca. Produsul tău preferat de pe... De pe ce? Că ai pus pa. Ce alegi dintre Mimi sau Alina Eremia? Hai să vă fac story time cum am aflat eu de Mimi. Am aflat de Mimi dintr-o postare pe care a făcut-o Alina Eremia pe Instagram cu Mimi. Deci, tot Alina e cea care... Da, da, Mimi m-a influențat să mă apuc de YouTube pentru că n-aveam curaj. Deci cred că o aleg pe Mimi. Nu cred. Sunteți imposibil. Deci m-ați făcut să o dau la o parte pe Alina Eremia. Bună, abia am intrat, te adorăm dulci. Și eu pe voi. Produsul preferat de pe Shein. Am un top negru care îmi place și mai am... Nu știu, nu pot să aleg. Deci tot ce mi-a luat de pe Shein sunt preferatele mele. Hai să zic cercei ăștia. Ăștia sunt de pe Shein. Și ador. Stai la o poză. Da... Foarte bine a făcut Mimi, da. E adorabilă, Mimi. Ești super, mulțumesc. Te iubesc și eu vă iubesc. Alina Eremia sau Ariana Grande? Alina Eremia. Deci top 1. Mimi, top 2, Alina Eremia. Știți, Alina Eremia nici măcar n-a vorbit cu mine niciodată. S-a uitat doar la story-ul meu și mi-a dat un like când am cântat o melodie de ei. Da, Mimi a vorbit cu mine, am intrat pe ea cu... Am intrat cu ea pe video, mi-a dat sfaturi, mi-a dat urmărire. Mimi e total diferită. E foarte drăguță. O să-mi pun poză cu tine, ok. Iuliana Bregoi sau Irina Rimes? Complicat, dar Irina Rimes, cred. Uite, de exemplu, Iuliana mi-a dat follow odată. Dar Irina, nu. Nu, n-aleg pe niciuna. Cu ce ți-ai făcut sprâncenele sunt superbe. Mulțumesc, mi le-am făcut cu... Stai așa, să-l găsesc cu privire. Cu ăsta, cu gelul de la NYX. Eu l-am de un an. Zice că e valabil 6 luni, dar eu l-am de un an. Și e foarte bun. Și nu s-a consumat. Ți-ai dat un gel jos? Da, Nicoleta, mi l-am dat jos și mi-am pus altele, dar tot cu gel. Bună, Marius! Să nu uitați să vă abonați și care sunteți aici pentru prima dată pe live-ul meu. Melodia preferată de la Irina Rimes. Cea cu... Opriți planeta... Vreau... Nu, stai așa. Era ceva cu planeta. Eu nu sunt de aici. Nu mai știu cum era. Era ceva cu... Ce se întâmplă, doctore? În capul sus sunt nori. Doar din vina lui sunt varză. Să fii varză nu-i ușor. Deci, ce se întâmplă, doctore, cred că se numește? De la Irina Rimes, preferata mea. Recomand husele de pe Shein. Da, clar, clar, clar recomand. Sunt foarte bune. N-am telefonul lângă mine cu husa, dar e cu ursuleți și cu un citat și e... Sunt perfecte, sunt foarte bune, le recomand la material, la model. Dacă știți să căutați un model frumos și aveți răbdare să vă uitați o oră pe Shein, vă alegeți una potrivită și perfectă. Bine, e chestia că înainte ei aveau opțiunea să setați marca telefonului și apoi și denumirea.
Pe când acum puteți să setați doar marca și denumirea sunt puse la grămadă, de exemplu, eu cum am Xiaomi, acum nu mai pot să zic că vreau să caut Xiaomi 12 acolo la denumirea telefonului. Pot doar să scriu Xiaomi și atât și nu găsesc nicio husă. Bună, Ileana! Bună, Adi! Am Xiaomi Redmi 11S. Da, și dacă pui acolo Xiaomi, nu o să-ți arate decât toate telefoanele la grămadă. Nu o să-ți arate doar pentru telefonul tău. Și n-ai șansă să găsești în toată grămada aia acolo. Dar înainte era opțiunea asta. Mi-am luat multe huse când era. Acum nu mai mi-am luat niciuna. Gamerul tău preferat. Nu-mi plac gamerii, mi-am pus poză cu tine. Oh my god, ce drăguț e! Mulțumesc, Julia! Vai! Îmi place mult! Bună, Silvia! Tiana, am 19, Redmi 12 Pro. Eu am 12 Lite. Adică e pătrat ca iPhone-ul. Lite-ul. Ariana Grande sau Charli D'Amelio? Niciuna, nu le urmăresc. Da, am o melodie preferată de la Ariana Grande. E ceva tot cu spațiu, are un... nu știu cum să zic, cromatică, elemente... Nu știu, are fundalul cu spațiu, ceva, și e în colaborare cu Nicki Minaj. Cred că o știți. Sunt abonată la tine, super, cum o cheam pe sora ta. Nu pot să vă spun, poți să stai la o poză. Da, vă stau. Aline, Eremia, sunt abonații tăi. Abonații mei, pentru că Alina Remia nu vorbește cu mine, pe când voi sunteți aici mereu pentru mine. Telefonul se numește Motorola G13. Andreea Balan sau Andreea Văstănica? Andreea Văstănica, pentru că e de vârsta mea și face niște melodii superbe. The Light is Coming, așa se numește piesa. Nu sunt sigură. Aș putea să închid puțin live-ul și să o caut. Oare merge să ies din live fără să ies din live? Nu, că trebuie să-l opresc ca să... Nu, nu mă duc să caut melodia Ariana Grande. Lăsăm așa. Am iPhone 14 Plus. Eu nu știu dacă să-mi iau iPhone pentru că am auzit că se duce bateria, viața bateriei se duce într-un an sau în jumătate de an și nu știu. Da, dacă mai vreți, puteți să-mi lăsați idei de vloguri, să mi le notez aici. Mai am vreo 2-3 vloguri aici să pun, până să rup ultimul post-it. Cum intru pe live cu tine? Nu poți să intri, nu merge. Nu am iPhone, nu am iPhone. Te uiți la Lia, m-am uitat în trecut, acum nu. Editează cineva videoclipuri cu tine? Gen, dacă mi-editează cineva vlogurile, nu. Putea să mi le editeze cineva, dar era complicat că trebuia să le trimit eu și n-aveam timp. Sunt abonată și fană, îmi pot spune salut. Salut, Shelby! De ce? Colecția mea de machiaj, idei. Am mai făcut din astea cumva machiajele. Uite, de exemplu, vi le arăt pe live. Mereu, machiajele. Pot eu provocare? Nu puteți să-mi dați provocare. De la câte 30? De la 5-50. Cum faci live singur? Păi trebuie să ai 1000 de abonați, intri pe plusul de aici de la YouTube, e un plus. Și acolo o să-ți apară opțiunea de live. Acum am intrat pe live. Ok, Elisabeta, e în regulă. Idee de vlog 24 de ore într-o culoare. Da, pot să fac, de exemplu, un gri sau un negru pentru că sunt culorile mele preferate. 24 ore, culoare. Sau mi-a venit acum o idee în timp ce citeam comentariile voastre. Să vorbesc pentru 24 de ore turcă. Dar nu prea am cu cine pentru că părinții nu vreau să-i arăt și... N-am prieteni vlogări. Dacă aveam prieteni vlogări, ieșea bine. Dar uite, pun aici pentru viitor. Vorbesc turc. Să facem un vlog când ești singur acasă. Stai la o poză, n-am putut prinde mai înainte. Ok, Silvia.
Ce zodie ești? Sunt Capricorn. Ce telefon ai? Xiaomi 12. Dieta. Nu țin dietă, te urmăresc de 4 ani. Și tu ți-ai pus poză cu mine, ce drăguț. 24 de ore în mașină. Nu m-aș suporta să stau atât în mașină. Sunt fan de mult și te apreciez. Dau like. Poți spune mafia italiană. Am Motorola 13, de acum strâng bani pentru Samsung Galaxy S4. De la câți ani te-ai apucat de YouTube? De la 14. Și acum am 19, au trecut 5 ani. 10 branduri de machiaj. Sunt foarte multe. Sunt NYX, Revolution, Essence, Evelyn. Makeup Forever, Sien, Saia Sparkle, sunt destule. Ce mănânci toată ziua? Un vlog cu ce mănânc toată ziua. Ia să notez. Ce mănânc toată ziua. Și mai mi-a venit iarăși o idee. Vreți să fac abonații, îmi controlează 24 de ore viața? Da. Da, toată lumea, da. Îmi controlează viața. Au să știi că te apreciez. Da. Vai, toată lumea, da. Ok, dar aveți Instagram? Întrebarea mea este pentru că acolo de obicei se pun întrebările. Deci aveți Instagram. Îmi ofer o energie atât de pozitivă, mulțumesc. Cu mare drag și voi îmi oferiți mie aceeași energie. Nu am Insta. Atunci o să pun în comunitate, gen cum vă pun să alegeți ora în fiecare zi când dintr-un live, o să pun acolo. E în regulă dacă n-aveți Insta. Toată lumea nu prea are. O să pun în comunitate. De exemplu, vă pun o poză cu 4 bluze și voi o să alegeți bluza sau pantalonii sau ținuta și tot așa. O să vă pun 4 poze cu ce mănânc în ziua respectivă. Cred că o să fac chiar peste 2 săptămâni vlogul ăsta. De unde îți cumperi bijuterii? Depinde, cumpăr de pe House, de pe Eden Boutique. Mi-am luat, de exemplu, inelul de pe Eden Boutique cu inimioară și e adorabil, l-am de aproape 2 ani. Câți ani ai? 19. Bine, n-are 2 ani, are un an jumate. De unde mai iau bijuterii? Nu mai știu. Ți-am dat follow, super, mulțumesc. Ce ți-ai luat de pe temă? Arată fain, mersi. Essence sau Catrice? Mi se pare că Catrice e mai bun decât Essence. Dacă depinde de produs. Trebuie să comparăm ceva aici. De exemplu, Essence cu Catrice nu se compara. Catrice-ul câștigă. Blush n-am încercat de la Catrice, dar tot îl aleg pe ăsta pentru că e cel mai bun de la Essence. Ți-ai dat un gel jos? Da, Sofia mi l-am dat și mi-am pus altele. Micuțe, tot cu gel. Stai că parfum acum, zici să mă dau pentru că nu am de ce. Nu plec nicăieri. Ce alegi, gloss sau ruj? Gloss, clar. De pe temă îți fură banii. Îți place poza cu tine? Da, îmi place mult. 1,93 abonați. Super, mai am un pic și fac 9.000 de abonați. De unde e colierul? De pe House. Îți place poza mea cu tine? Da, mult de tot. Vai, v-ați pus tăți poză cu mine. Ce drăguț. Vă mulțumesc. Nick sau Catrice? Cât de imposibile sunt întrebările voastre. NYX, pentru că e foarte bun asta de la NYX.
Ai crush. N-am crush. Dacă te sună unul din abonații tăi pe Snap, răspunzi. Nu, nu răspund pentru că sunteți mulți și dacă vă răspund la unul, trebuie să răspund la toți și n-am timp. Ce culoare alegi dintre negru și gri? Iarăși întrebare imposibilă, pentru că amândouă sunt preferatele mele. Efectiv, negru și gri? Nu, nu pot să răspund. Nu pot. Temu sau Shane? Shane, pentru că de pe Temu nu mi-au luat nimic și cred că nici nu o să-mi iau. Pui melodie? Nu pun melodie. Ai tușit. Nu, Maria. Nu. Dar mi-ai dat idee bună. Mi-ai dat o idee excelentă, sincer. Nu, pe bune, Maria. E foarte bună ideea ta. Așa cum a zis Maria, dacă o să vă sun, dacă vreți, când o să fac 10.000 de abonați, o să vă sun pe numărul de telefon sau pe Snap, depinde. Nu mai am voce. Stai să beau apă, că nu mai am voce. Au. Așa, ori îmi dați numărul vostru de telefon în privat, pe Snap sau pe Insta, ori vă sun pe Snap pe cei care v-am pe Snap, ori vă sun pe Insta pe cei care v-am pe Insta și tot așa. O să fac un vlog special la 10.000 de abonați în care vă sun. Da, o să fac și live și vlog sau una dintre ele și o să apareți în vlogul meu. O să rămână pe YouTube, o să fiți acolo. Nu ai Snap? Ok, atunci ori îți faci Snap, ori îți faci Insta, ori poți să ți-l lași pe YouTube și să-mi spui mă cheamă Diana și îți lași numărul de telefon pe YouTube într-un comentariu de la un videoclip sau din comunitate. O să găsim noi metode. Și nu știu, o să sun mai mulți abonați, mulți abonați, în ziua aia în care fac 10.000 de abonați, o să fac un vlog special. Nu am voie pe Snap sau Insta. Ok, atunci o să-mi pui numărul pe YouTube. Unde locuiești? În Giurgiu. Cum te cheamă pe Snap? Irina Florea V. La fel ca și pe YouTube, cum sunt acum trecută pe live, Irina Florea, doar că adaugi un V. V pentru că mă cheamă Valentina, de aceea. Irina Florea V. Pe mine mă cheamă Denisa. Vrei să-mi faci o poză? Ok, fă-mi o poză. Trebuie să închid mă de la meditații. Spor la meditații. Pa, m-am dus să te caut. Pa, pa. Și eu o să închid live-ul pentru că s-a făcut răcoare afară. A intrat soarele în nor și m-am dus să alerg. Să aveți o zi minunată așa ca voi. Și ne vedem mâine. Pa, pup. Pa, pa.